Bună ziua, numele meu este Marian Constantin și astăzi o să discutăm cu doamna Raluca Comănescu, senior partner la Grecu și Asociații, despre contractele colective de muncă și care ar fi cele mai importante aspecte de avut în vedere la încheierea acestora. Bună, Raluca! Bună ziua, Marian, și îți mulțumesc pentru invitație! Într-adevăr, sunt câteva aspecte legate de contractele colective de muncă. Sunt două direcții din care angajatorii trebuie să privească nevoia încheierii acestora, pe de o parte pentru că există o obligație legală și pe de altă parte pentru faptul că, într-adevăr, ele au și un rol foarte important în ecologia unei firme. În ceea ce privește obligația legală, ne referim aici la faptul că există, într-adevăr, o prevedere specială în Codul Muncii și în Legea Dialogului Social, potrivit cu care, chiar dacă nu se va ajunge la o înțelegere pentru încheierea unui contract colectiv de muncă, angajatorii au obligația să convoace la negociere reprezentanții salariaților, iar din perspectiva nevoii concrete, practice de a avea un astfel de contract colectiv de muncă în cadrul unei societăți, aș putea să punctez utilitatea negocierii unor clauze care ajută angajatorul la loializarea salariaților, la acordarea anumitor avantaje pe care stabilește la nivel de companie că le poate oferi ca și diferențiator în piață. Deci sunt două perspective din care putem să privim lucrurile. Contractul colectiv de muncă este obligatoriu pentru angajatori? Obligația legală este de a negocia clauzele unui eventual contract de muncă, nu de a încheia propriu-zis un contract de acest gen. În afară de încheierea unui contract individual de muncă pentru dovedirea raporturilor între salariat și firma pentru care lucrează, practic legiuitorul nu impune niciun fel de alt document. Rațiunea pentru care însă este obligatoriu să demareze negocierile, această obligație apărând la momentul la care un angajator are minimum 21 de salariați, este aceea că deja există o entitate versus o mulțime de oameni, un grup de oameni, nu ne mai referim la 2, 3, 5 până la 10 salariați, ci vorbim deja de mai multe persoane care au drepturi și obligații și cu care este necesar ca angajatorul să mențină un dialog. Așa cum spune chiar din titlul Legea Dialogului Social, se creează un cadru în care se pot discuta eventuale nemulțumiri, care sunt drepturile pe care salariații normal consideră că ar trebui să le aibă și care ar fi obligațiile suplimentare pe care poate nu le-a trecut în contractul individual de muncă, dar acum angajatorul le are ca și nevoi. Deci, practic, se poate ca în niciun moment să nu se ajungă la o concluzie cu privire la încheierea unui contract colectiv de muncă, dar este necesar să-și ridice această întrebare și să demareze negocierile. Cum au loc negocierile în ceea ce privește clauzele contractului colectiv de muncă? Din punct de vedere procedural, angajatorul transmite o convocare la negocieri către reprezentanții salariaților. Acesta precizează intenția de încheiere a unui contract colectiv de muncă, data, desigur, ora și locul desfășurării negocierilor și există posibilitatea de proactivitate în sensul creării unui draft de CCM, adică se pot stabili câteva clauze pe care angajatorul ar vrea să le conțină contractul colectiv de muncă și pe care să le transmită împreună cu această convocare. Prin acest fapt se câștigă timp, în sensul în care reprezentanții salariaților au deja o serie de informații de la care pot pleca, pe care pot să le prezinte salariaților care i-au ales, care le-au dat mandatul de negociere și astfel întâlnirea în care au loc în mod concret negocierile să aibă deja un punct de plecare în discuție, să-și manifeste acordul, dezacordul față de clauzele prezentate în draft, dacă au sugestii sau modificări pe care ar vrea să le impună și, practic, la această ședință de negociere se încearcă ajungerea la niște concluzii. Dacă nu se va putea încheia un contract colectiv de muncă în urma unei prime participări la o negociere, există posibilitatea ca părțile să menționeze în procesul verbal de la ședința respectivă că urmează ca negocierile să se amâne pentru o dată ulterioară, până la care părțile să se consulte, reprezentanții salariaților să consulte salariații și, desigur, reprezentanții angajatorului să discute cu managementul companiei, prezentând eventuale solicitări din partea salariaților. Iar până la această a doua dată se ajunge la niște concluzii separate care se vor discuta ulterior.
De asemenea, dacă au loc mai multe negocieri în urma cărora părțile nu se înțeleg, ele pot discuta fie cu privire la amânarea la o dată ulterioară un pic mai îndepărtată, să zicem 6 luni sau până la un an, reluarea negocierilor, sau se pot închide chiar și cu concluzia că părțile nu au reușit să ajungă la o înțelegere sau că încheierea unui contract colectiv de muncă nu este necesară. Observ că reprezentanții salariaților au un rol foarte important în negocierea contractului colectiv de muncă. Spune-ne, te rog, cine organizează alegerile reprezentanților și cum se desfășoară în concret această procedură de vot? Reprezentanții salariaților sunt aleși pentru că, în mod concret, nu poate exista o negociere cu 10, 20, 30 până la câteva sute de salariați odată. Ar fi și dificil ca angajatorul să poată să negocieze cu 20, 30 până la câteva sute de persoane și să reușească să aibă un dialog comun care să satisfacă nevoile tuturor salariaților. De aceea, într-adevăr, se aleg reprezentanții salariaților printr-o procedură de vot. Există libertatea de organizare a acestei proceduri fizic, la propriu, prin convocarea într-o anumită zi la alegeri cu transmiterea candidaților care se pot înscrie pe listele de vot, sau există și posibilitatea să se deruleze online. Într-adevăr, varianta de online este aleasă atunci când vorbim despre un număr foarte, foarte mare de salariați, dar și atunci când aceștia sunt împărțiți teritorial și nu se regăsesc la un sediu comun. Pentru a nu fi necesar să se deplaseze toată lumea, să zicem, din mai multe județe într-un singur loc pentru vot, se poate organiza electronic. De regulă, pentru a ajuta la desfășurarea procedurii de alegere, angajatorul este cel care demarează în concret operațiunea. Acesta vine ca un suport pentru salariați din punct de vedere operațional. El este cel care poate să stabilească o dată, el este cel care stabilește modalitatea, dacă se va realiza în mod fizic sau votul va fi electronic, poate contribui la solicitarea depunerii candidaturilor de către salariați, poate ajuta la numărarea voturilor, poate să ajute prin participarea unui avocat sau unei persoane specializate care să se asigure că procedura de vot se derulează în mod legal și că nu intervin probleme care pot fi contestate ulterior, și chiar și cu numărătoarea voturilor. O procedură eficientă de alegere a reprezentanților salariaților este aceea care are ca și concluzie alegerea unui salariat cu cel puțin 50% plus 1 din voturile alocate de către angajați. Și de asemenea, o procedură eficientă este aceea care se încheie cu alegerea a cel puțin 2 până la 3 salariați, dacă vorbim de un volum foarte mare de angajați. Reprezentativitatea nu este specificată în mod precis în lege. Numărul de reprezentanți ai salariaților necesar pentru a asigura în mod legal și real, de altfel, un mandat concret al salariaților, este stabilit în funcție de necesitățile fiecarei firme în parte. Revenind la contractul colectiv de muncă propriu-zis, ce trebuie să facă angajatorul cu acesta? E de ajuns să-l țină în evidențele proprii sau există vreo obligație legală de înregistrare la o autoritate? Contractele colective de muncă odată încheiate se depun spre înregistrare la Inspectoratul Teritorial de Muncă din circumscripția unde are sediul angajatorul. Există în Codul Muncii și în Legea Dialogului Social chiar o listă întreagă de documente care se depun la ITM împreună cu contractul colectiv de muncă. Printre acestea aș putea să număr inclusiv documentele care au stat la baza mandatului reprezentanților salariaților sau reprezentanților angajatorilor care au avut capacitatea să negocieze clauzele respective. Și așa cum prevăd ambele legi mai sus menționate, valabilitatea contractului colectiv de muncă este de maximum 2 ani, urmând ca la expirarea acestui termen angajatorii să demareze de fapt cu ceva timp înainte, cu minimum 45 de zile înainte, noi negocieri și să depună un nou contract colectiv de muncă dacă va fi cazul. Având în vedere contextul actual al pandemiei, există vreo mențiune specială pe care ar trebui să o introducem în contractele colective de muncă? Putem să avem în vedere, într-adevăr, și clauze deosebite, având în vedere că acum angajatorii, precum și salariații, s-au confruntat cu o situație deosebită.
Pot apărea clauze specifice telemuncii sau work from home, pot apărea clauze care să aibă în vedere starea de forță majoră. Într-adevăr, da, putem să ne gândim. Acum au apărut situații noi care creează oportunități noi de analiza nevoilor atât a salariaților cât și a angajatorului. Ce ar mai fi însă de specificat cu referire la pandemie este faptul că legile speciale care au fost adresate în această perioadă angajatorilor, cele cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia în perioada aceasta deosebită, prevăd un termen mult mai relaxat pentru demararea negocierilor pentru acele contracte colective care expirau. Mai concret, există o prevedere potrivit cu care contractele colective de muncă care expiră în starea de urgență și de alertă prelungită ulterior nu trebuie să fie negociate, renegociate în această perioadă, deci mențin valabilitatea și după 45 de zile de la încetarea stării de alertă este necesar ca angajatorii să demareze noile negocieri. Pentru acele societăți care ajung în starea de necesitate a unei negocieri cu salariații, adică ajung la un număr de minimum 21 de angajați chiar în această perioadă, desigur că nu se mai naște acum obligația să demareze negocierile, ci o pot face după ce încetează starea de alertă. Astfel că în această perioadă nu riscă amenziile pe care în mod normal le-ar fi putut suferi într-o situație normală. Îți mulțumesc, Raluca, pentru clarificări. Sunt sigur că sunt informații prețioase pentru toți agenții economici. Îți mulțumesc și eu. La revedere!